Mi-aș dori să stabilim câteva reguli aici, ca să fie și reguli pentru acasă, pentru cei care trăiesc poate cu o fecioară sau lângă o fecioară, nu știu dacă e de la zodie, sau poate de la sensibilitatea mea majoră. Eu dar sunt răcit, acum am sensibilitatea exacerbată. Chiar și răcit simți, Răzvane, că Flavia la pauză s-a dus și și-a mai dat niște fâsuri. Nu pot, eu sunt înfundat, deci... Deci, Flavia, hai ce să ne înțelegi. Ce și-a dat Flavia la pauză? Niște fâsuri. Flavia, ți-ai luat un parfum nou. Am înțeles, l-am da. Simțit la prima ora uite, dimineții. Când... Dacă tu ai fi un coleg drăguș și ai zice ce bine miroși, azi n-aș mai simți nevoia să îmi dau încă un strat de parfum. Este cum ar veni, Dani, tot vina ta. Flavia, adică tu te abții din a face un compliment, după care te super că vezi, Doamne, îmi dau cu... Îmi place mult parfumul Flavia, ăsta. Îmi place este, mult. Da, este foarte corect ce zici. Adică ție îți place? Îți place? Zi măcar că îți place. E, îmi place în cantități moderate. Aoleu, gata, simt și eu și sunt înfundat de ieri. Vezi? Simți că vine... Da, e fain, adică... Îți umblă la sinusuri, Răzvane. Da, da, da. Câteva da, reguli... Ca și camfur. Câteva reguli care sunt importante pentru m-a desfundat. Noi, bărbații, în comuniunea noastră naturală cu voi, natura, de lângă noi. Dragele noastre, oricât de mult vă plac parfumurile și oricâți bani investiți în ele, este important că atunci când vă băgați în pat, bă, fix când vrei să te întâlnești cu mirosul ăla de pernă, pernă curată, știi? Aerisită de ți le lăsa mama pernele toată ziua așa să stea pe pervasă. Da, se umple de praf. Nu mă, că luau miros. Pe vechi, Dani, acum deci există pe parfumele pe care le dai da. Pe cerșefuț, pe pernuță, pe hăinuțe, pe gâtuță aici. Da, dacă există, eu dorm pe canapea și tu în pat, da. Există parfum de pijamăluț. Da. Dai seara pe pijamăluț. Fetelor, haide să știu că o să ziceți că de aia sunt singur, că sunt un prost și nu vă înțeleg. Da. Voi v-ați gândit vreodată de ce el uneori doarme cu mâna pe cap, pe nas sau cu perna așa? Pentru că miroase a pute, cum ziceam când eram mici. Deci, există așa. Mireasmă, miros, buhoare, pute. Și Flavia. S-a dus, mă, până... S-a dus, și-a dat seama că n-am remarcat noul parfum, s-a mai dus odată și-a mai dat 6 fâs. Stai, 2, 6, 8. Miroase aici, ca pe vremuri când ne aduceau haine de la ajutoare second hand, dar era un miros specific, de intrai și te lovea mirosul. Da, da. După aia zicea, hai că o să mă obișnuiesc. Viața e mult mai frumoasă când miroși atât de bine și am vrut să-ți fac și ție, nu vă, ție viața mai frumoasă. Și să ți se îmbibe în năruțe așa mirosul și când te-ai dus tu la curse unde te duci tu prin pădure, să-ți vină așa înapoi să-ți amintești. Bă, mult mai bine decât ce iese din mașina ta când te dai tu jos dimineața. Oh, Doamne! Mirosul ăla de cizme de curse cu niște trabuc. Da, miroase a bărbăție. Bă. Aia, că dacă miroase de până și dihorul cade plat și că miroase a băiețel. Răzvan, hai să discutăm. Băi. Eu nu v-am chemat la mine în mașină. La mine în mașină nu se muncește și mai ales noi nu vă invităm să dormim în mașină. Bagă invitații.